Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Snap Târgohna coordonează personalul din centrele de detenție pilot Correctional. Efectele schimbărilor climatice din România. Adunarea generală a Partidei Romilor Pro-Europa. Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Constantin Brâncoveanu coordonează grupul de lucru care va elabora curriculum pentru pregătirea personalului din centrele de detenție pilot construite în cadrul proiectului Correctional. Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Constantin Brâncoveanu Târgu Ocna are calitatea de partener în proiectul Correctional finanțat prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021, programul Justiție. Proiectul își propune, printre altele, întărirea capacității resurselor umane din sistemele penitenciar și cele de probațiune, precum și îmbunătățirea calității și adaptarea formării profesionale de la nevoile actuale ale celor două sisteme. În cadrul activității dezvoltarea metodelor utilizate pentru îmbunătățirea abilităților personalului penitenciar și de probațiune, SNAP, Constantin Brâncoveanu Târgu Ocna, are ca obiectiv conceperea curriculumului de pregătire pentru personalul ce va lucra în centrele pilot în care se va aplica principiul norvegian. Seamless. Astfel, conform calendarului de implementare a proiectului, în perioada 16-20 octombrie 2023, s-a desfășurat prima sesiune de lucru a echipei responsabile de crearea curriculumului de pregătire pentru personalul care va lucra în centrele de detenție pilot, obiective care sunt în curs de execuție în cadrul sistemului penitenciar românesc. Pe parcursul celor 5 zile de activitate, grupul de lucru format din 15 specialiști desemnați din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și din cadrul școlii din Târgu Ocna a avut ca obiective stabilirea profilului candidatului care va lucra în centrele pilot, definirea competențelor profesionale ce se doresc a fi formate și dezvoltate, stabilirea tematicii modulelor de studiu și a numărului de ore alocate, întocmirea planului de învățământ și a programului de pregătire, stabilirea criteriilor de selecție a lectorilor, precum și stabilirea detaliilor organizatorice pentru organizarea sesiunilor de instruire, număr de cursanți, grupă, dotări necesare. Conceperea suporturilor de curs, în vederea trecerii în revistă și a rafinării rezultatelor activității din această săptămână, grupul de lucru se va reuni în cea de-a doua sesiune planificată a se desfășura în perioada 20-24 noiembrie 2023, în cadrul căreia specialiștii desemnați vor definitiva documentele specifice procesului de pregătire în vederea atingerii obiectivului prevăzut în proiect. Mircea Fechet a vorbit despre efectul schimbărilor climatice, despre care s-a discutat și în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Cotroceni. Pornind de la raportul de țară privind clima și dezvoltarea, elaborat de Banca Mondială, în colaborare cu Guvernul României și cu Administrația Prezidențială, concluziile raportului arată că în România există potențial pentru a îmbunătăți semnificativ calitatea vieții cetățenilor și în același timp pentru a parcurge procesul decarbonizării necesar atingerii neutralității climatice. Raportul avansează și o serie de recomandări în ceea ce privește abordarea problematicii schimbărilor climatice. Fiecare cetățean din România, și nu doar din România, simte pe propria piele tot ceea ce înseamnă schimbări climatice. Dacă discutăm despre temperaturi extreme, dacă discutăm despre temperaturi mai ridicate decât cele cu care eram noi obișnuiți, dacă discutăm despre fenomene meteo cu care ne întâlneam mai rar în trecut, vijelii, grindină, precipitații foarte abundente pe zone restrânse care conduc de cele mai multe ori la producerea unor viituri. Sunt lucruri cu care am început să ne obișnuim, deși ele erau din categoria breaking news atunci când se petreceau.
Nu că nu s-ar fi întâmplat și în trecut astfel de fenomene, însă incidența și intensitatea cu care aceste lucruri se întâmplă în perioada aceasta ne face să înțelegem că deja răul a fost făcut, că este un proces foarte avansat, acest proces de în care pur și simplu s-a schimbat clima cu totul și că suntem obligați să luăm niște măsuri imediate. Dacă vreți să vă dau și niște cifre, vă dau o cifră de acum 3 zile. A fost cea mai călduroasă zi de 21 octombrie din istoria măsurătorii României. Și măsurăm de 120 și ceva de ani, nu măsurăm de azi de ieri și se pare că anul 2023 se va înscrie în lista scurtă a celor ani cu cele mai mari temperaturi, cu cea mai mare temperatură medie din istoria măsurătorilor ANM-ului și tot așa avem recorduri după recorduri, aproape ne-am obișnuit să avem în fiecare săptămână sau în fiecare lună câte un astfel de record. Se pare că și luna octombrie va stabili un record inedit, iar aceste lucruri până la urmă cred că le simte toată populația României, cât dar locuiește în oraș. Astăzi la Cotroceni, domnule ministru, s-a discutat o direcție concretă? Astăzi la Cotroceni au fost prezentate foarte pe scurt concluziile studiului făcut de Banca Mondială. Acest studiu prezintă o radiografie a situației, adică pune pe aceeași pagină toate aceste cifre despre care v-am povestit și eu mai devreme. Acest studiu calculează pe termen lung impactul schimbărilor climatice și când mă refer la acest impact trebuie să mai clarificăm un lucru. Schimbările climatice nu se opresc la granița vreunui stat. Cu alte cuvinte, în vecinătatea României cel puțin, dacă te afli în Ucraina sau în Republica Moldova sau la București, vei fi afectat la fel de probabil de schimbări climatice și tocmai din acest motiv efortul pe care oamenii urmează să îl facă, statele urmează să îl facă, trebuie să fie un efort colectiv. Pentru că degeaba un stat este foarte ambițios din punct de vedere climatic dacă în vecinătatea acelui stat sau pe cealaltă parte a globului pământesc constatăm că aceste ambiții nu sunt corelate, însă nu-ți trebuie foarte multe cifre să constați că în România nu mai avem 4 anotimpuri, nu-ți trebuie foarte multe cifre să constați că în România iernile sunt mai călduroase decât iernile cu care eram eu cel puțin obișnuit în copilărie, cu foarte multă zăpadă, cu lungi perioade de frig. Și nu îți trebuie vreo facultate pentru ca să poți realiza faptul că fenomenele meteo extreme ne afectează din ce în ce mai des și cu o intensitate din ce în ce mai mare și aș mai adăuga un singur lucru legat de caniculă și de secetă. E adevărat că temperaturile ridicate au ca rezultat un disconfort termic cu care aproape ne-am obișnuit vara, însă în același timp lipsa precipitațiilor la pachet cu canicula înseamnă secetă, iar dacă din punct de vedere statistic în trecut la fiecare 10 ani aveam și un an, 2, poate 3 ani de secetă, astăzi dacă ne uităm la ultimele decade, vom observa că statistic vorbind, din 10 ani avem și 6 ani și 7 ani de secetă, ceea ce ne obligă să luăm niște măsuri în ceea ce privește agricultura, ne obligă să investim în irigații
și ne obligă, bineînțeles, ca pe termen lung, gândindu-ne la generațiile următoare, să luăm acele măsuri necesare pentru a ne reduce emisiile de gaze cu efect de seră care au și generat această situație. Adunarea generală a Partidei Romilor Pro-Europa. La Bacău s-a desfășurat adunarea generală a Partidei Romilor Pro-Europa, filiala Bacău, în prezența unui număr impresionant de delegați. Pe agenda dezbaterilor din cadrul adunării generale s-au aflat teme de actualitate pentru comunitățile de rom din județ, precum și obiectivele asumate de Asociația Partida Romilor Pro-Europa pentru perioada următoare. La eveniment a fost prezent și Nicolae Păun, președintele APR, dar și oficialități din partea administrațiilor locale și județene. Suntem de vreo 3 ani pe un drum bun, un drum care sunt convins că și în următorii ani îl vom lărgi. Un drum, zic, și la modul propriu și la modul figurat, pentru că toate aceste interacțiuni dintre noi și liderii dumneavoastră trebuie să aibă niște urmări concrete, urmări în plan administrativ, acolo unde sunteți în număr însemnat, în comunitățile de rom, în infrastructură, în drumuri comunale, drumuri județene, alimentare cu apă și canalizare, grădinițe, școli, și am mândria și orgoliu de a conduce o organizație ai cărei primari au avut întotdeauna aplecare spre problemele romilor, cea mai mare parte a lor, și poate nu am această statistică a faptului că au prioritizat investițiile, funcțiile de comunitățile de rom, dar cu siguranță mai devreme sau mai târziu problemele romilor au fost luate, au fost rezolvate și s-au lăsat cu fapte concrete. Cred că în decurs de 3 ani, Consiliul Județean a arătat că știe să fie alături de comunitățile rome. Și care este cel mai bun exemplu decât că eu îl am partener și coleg în Consiliul Județean pe George Gogan? Să știți că nu fac aprecieri doar de dragul de a face aprecieri, pentru că m-ați invitat astăzi aici și m-ați primit cu asemenea căldură, ci vreau să vă spun că el este un exemplu de om care a reușit și reușește în viață datorită inteligenței, culturii și datorită faptului că știe să fie aproape de comunitate. Ușa Partidei Romilor întotdeauna a fost deschisă pentru acele persoane care lasă la ușe interesul lui personal și vine și discută cu noi problemele care sunt strâns legate de comunitate. În mine nimeni niciodată nu o să găsească o formă de dialog atâta timp cât intră ca un mielușel și iese ca un lup de la întâlnire. Nu! Nu sunt persoana care să fiu șantajabilă. Nu sunt persoana care să mai aibă cineva la mână cu ceva. Sunt persoana care din 1990 și până în prezent am căutat doar interesul comunităților de rom. Nu este ușor să stai de vorbă cu autoritățile locale și centrale, cu persoane care guvernează un județ și persoane care guvernează la nivel de țară. Nu este deloc ușor ca să-i faci să înțeleagă câte probleme avem noi. Din acest motiv, încă o dată fac un apel la voi să vă organizați mai bine dacă vreți ca ceva să se întâmple în județul Bacău, în special în comunitățile de rom. Ne aflăm într-un punct de cotitură, sau cel puțin Partida Romilor Pro-Europa se află astăzi într-un punct de cotitură în existența sa. Și vreau să felicit conducerea națională a organizației pentru că a optat pentru un tânăr cu suflu și elan, al cărui profil se află tocmai la antipodul prejudecăților cu care, în general, în timp, lumea s-a raportat la dumneavoastră. Nedreptelor prejudecăți.
Și cred că opțiunea George Gogan, care e un tânăr care crește și se va maturiza politic în acest demers, în acest drum pe care organizația dumneavoastră pornește astăzi, este opțiunea corectă și de perspectivă pentru Partida Romilor Pro Europa. Momentul central al întâlnirii a fost alegerea noului președinte al Partidei Romilor Pro Europa, filiala Bacău. Astfel, cu votul majorității membrilor asociației, George Gogan a fost ales pentru nou mandat în fruntea formațiunii. Eu aveam un mandat interimar. Astăzi, conform adunărilor generale și lucrărilor adunării generale, am fost ales la plen deschis. Vă spun sincer, nu am avut emoții și am tratat cu foarte mult calm această situație din viața mea, inedită ce e drept, pentru că eram obișnuit să fiu în echipa care vine de la București să validăm președinții. Astăzi am fost eu cel validat de către colegii mei de la centru și vă spun că e o situație puțin ciudățică pentru mine, dar mă adaptez rapid pentru că... Am observat că toți participanții v-au ovaționat, înseamnă că vă cunosc activitatea și sunt mulțumiți, dar asta înseamnă o mare obligație pentru perioada care urmează. Așa cum am spus și în discursul meu, pe care nu mi l-am pregătit de acasă, a fost ceva pe moment, pentru că mie îmi place să fiu natural și să emit ceea ce simt cu adevărat în interiorul meu și cred că e foarte corect față de interlocutor să simtă cu adevărat cine ești tu cu cel din fața lor. Oamenii m-au aplaudat la scenă deschisă, dar vă spun sincer că de vreo 3 ani de zile fac dezvoltare comunitară în județ și am luat comunitate cu comunitate. Astăzi am avut reprezentanți din 22 de sucursale locale rurale și municipiul și vă spun sincer că îi știam pe toți, îi știam după nume aproape. Este o echipă tânără la Bacău, o echipă care promite mult și care are foarte, foarte mult de muncă. Poate fi un început. Există și critici și sunt absolut normale, sunt naturale. Așa este în democrație. Așa funcționăm. Așa trebuie să fie. Trebuie să existe și voci critice care să vină să ne spună, atenție, ce nu facem bine sau cum ar trebui făcut. Această adunare a reprezentat un pas semnificativ în direcția construirii unei comunități locale mai unite și echitabile, în care diversitatea etnică este privită ca o forță și ca o sursă de învățare reciprocă. Duminică 22 octombrie, de la ora 16, la Cimitirul Internațional al Eroilor, de la Valea Ozului Dărmănești, Calea Neamului, alături de părintele Amfilohie Brânză și frăția ortodoxă, au cinstit Ziua Armatei. Iubiți credincioși, am venit astăzi aici, de Ziua Armatei Române, ca să pomenim jertfa eroilor noștri de pretutindeni și acestora care au jertfit aceste câmpuri de luptă pe meleaguri acestea pentru apărarea patriei, pentru întregirea neamului, aceeași vorbim de cei care s-au jertfit în primul și al doilea război mondial, al căror seminte odihnesc aici, și pe bună dreptate se cuvine, da, această pomenire și cinstire. Tinerii noștri frumoși care au avut un ideal de luptă sfânt, convinși fiind alături de dorurile lor față de mamele de acasă, copiii lăsați, rudenile lor, lupta care au dus-o pentru apărarea gliei strămoșești în condițiile grele de atunci, în primul război mondial, au fost siliți să lupte sub armata germană, austro-ungară. În cel de-al doilea război, au fost siliți să lupte sub gard, să dezrobească Bucovina, Transilvania din nord, de est, Basarabia, luptele de la Mărășești, Mărești, Oituz, dar și de la Jiu, de Olt, din Dobrogea, ca să avem și noi o țară liberă, independentă. Și revenind la eroii mari, luptători, ostași de pe Valea Uzului, a căror misiune de luptă a fost în primul război mondial, să apere aceste trecători
de la Gimeș, Asău, Palanca, Agăș, până aici, la Valea Uz, ca să oprească divizia austro-ungară de a înainta în spatele frontului de apărare românesc de la Mărăști, Mărășești și Uituz, unde s-au dus cele mai grele lupte, cunoaștem, cu armata germană, care încercuise de la Doaga, în câmp deschis, toată valea aceea, condusă de generalul Mackensen, cel ce a fost uluit, cum de a rezistat în inferioritate numerică, în inferioritate de tehnică militară, cu atâta vitejie ostașii români. E bine, datorită eroismului acestor soldați români, care s-au silit să nu lase să treacă grosul armatei, divizia 14 austro-ungară, spre apărarea noastră românească, deci de apărarea acestor trecători a depins practic toată biruința. Iar de biruința lor a depins România Mare, favorită la 1918. A să înțelegem bine de ce este importantă cinstirea lor. Dragii mei, ne coborâm puțin în istorie, că din totdeauna biserica și țara întreagă, poporul român, a cinstit, după cum se cuvine, jertfa celor care s-au luptat din totdeauna pentru apărarea, da, pământurilor strămoșești și a legii strămoșești. Lupta noastră a fost întotdeauna cu păgânii. Iar și vecinii noștri întotdeauna n-au nutrit sentimente bune față de noi. Ștefan cel Mare, Sfânt Marele Voievod al Moldovei, ca să dau numai un exemplu, nenumăratele războaie care le-a avut, ca să sublinez un aspect al cinstirii lor, după lupta din 26 iulie 1476, de la Valea Albă, unde a fost atacat de turci, apoi de tătari, și a fost învins, lasă o pisanie extraordinar de prețioasă pentru noi. Spune el, dăltuind în piatră, ca mesaj peste veacuri, și au venit turcii, scrie acesta, să prade și să ia țara Moldovei, și a ajuns până aici, la locul numit Valea Albă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 26 octombrie. Vremea continuă să fie una caldă pentru această perioadă. Maxima zilei ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 13 grade Celsius. Vineri 27 octombrie. Vremea se menține caldă, cerul va fi însă parțial noros. Maxima zilei ajunge valori de 22 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 11 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.